Polițiștii din Dej l-au identificat pe cele două persoane care au fost surprinse în timp ce întrețineau relații sexuale orale în plină zi în Parcul Mare din municipiu și au întocmit un dosar penal pe numele acestora. Este vorba de un bărbat de 71 de ani și o femeie în vârstă de 61 de ani din municipiul Dej. Cei doi sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Un bărbat i-a surprins întâmplător pe cei doi în timpul actului sexual, i-a filmat și imaginile au apărut pe un site local. Polițiștii s-au autosesizat și au făcut cercetări pentru identificarea și sancționarea cuplului. Cei doi riscă, conform codului penal, o pedeapsă cu închisoare între 3 luni și 2 ani sau amendă.